Frica e una dintre emoțiile de bază ale omului. Multora le place intenționat să hrănească acest sentiment, să privească filme horror, să viziteze caruseluri nebune și să citească istorii care staie respirația. Desigur, se spune că adrenalina poate trezi o adevărată dependență, dar astfel de distracții neobișnuite nu le sunt tuturor pe plac, iar organizatorii diferitor glume se pare că nu se gândesc la asta. Astăzi o să vă povestim despre câteva farse înfricoșătoare care au ajuns prea departe și au adus jertfe nevinovate prin glumele sale, la un adevărat șoc. Așa că așezați-vă cât mai comod, stoarceți butonașul de like și să începem! Groază în oglindă. Trebuie să fii foarte atent înainte de Halloween, din cauza că te pot aștepta farse practic oriunde. Totuși, WC-ul public este locul unde te aștepți cel mai puțin la așa ceva. Autorii următoarei glume probabil au considerat la fel și au decis să utilizeze toaleta din cinematograful englez pentru o mică glumă. Pentru asta, compania Pepsi, în colaborare cu developerii, au dezvoltat o tehnologie revoluționară de recunoaștere a feței, în una din oglinzi. Cu ajutorul ei, oglinda începea să lucreze ca o mască obișnuită din storiile de pe Insta. Diferența era că vizitatorii nu cunoșteau de existența unei asemenea funcții. Majoritatea jertfelor unei astfel de glume au apreciat acest truc, doar că un pic s-au speriat și încă mult timp priveau în oglindă fața sa sub aspectul unui clov nebun, zombi sângeros sau a unui vampir periculos. Teroare la stația de așteptare. Cu cât mai moderne devin tehnologiile, cu atât sunt mai complicate glumele. Iată și o demonstrație a acestui fapt. În cadrul unei campanii de promovare a unui nou sezon al serialului The Walking Dead, unii locuitori ai orașului Viena din Austria, fără a dori asta, s-au pomenit în epicentrul acțiunilor unui horror înspăimântător. Personajele teribile în formă de zombi sângeroși au fost plasați pe un ecran smart la una din stațiile de trolebuz a orașului. Baza farsei a fost tehnologie augmentată cu realitatea. Datorită ei, monștrii arătau așa de parcă apăreau pe străzile minunate ale Vienei din nicăieri. O reptilă venenoasă. Nu este deloc ușor să lucrezi în direct. Întrebați despre asta pe orice jurnalist care lucrează la televiziune. Însă, asta oricum e clar. Imaginați-vă că mereu trebuie să arătați fresh și odihnit, chiar dacă ați dormit doar 2 ore. La fel, să găsiți cuvintele potrivite chiar și în cele mai jenante situații. Desigur că se mai întâmplă și careva farsă din partea colegilor, iar spectatorii doar se bucură de asta. În fața voastră este o ediție obișnuită a unui show pe un canal de televiziune din Australia. Nimic deosebit, doar moderatorul discută cu specialistul în domeniul păianjenelor și șerpilor. Cum să te păzești de la o mușcătură a ființei venenoase? În același timp, unul din prezentatori are emoții și nici nu ascunde asta. În timp ce reptila este demonstrată, el încearcă să se țină cât mai departe de ea. După care, iată ce se întâmplă. Jurnaliștii se apropie de terarium pentru a demonstra spectatorilor procesul de acordare a primului ajutor. În acest moment, de ei se apropie al treilea prezentator, care în cel mai neașteptat moment aruncă pe podea șarpele de cauciuc. Strigă de uimire și face un adevărat haos în studio. Reacția colegului său era destul de așteptată. Hei prieteni, pe canalul Lumea Tehnologiei am dat startul unui concurs. Intrați pe canal și participați. Linkul va fi în descriere. În concurs sunt puse la bătaie 3 premii: un ceas Xiaomi Mi Band 4, o boxă Sony și niște căști wireless. Apropo, câștigătorul la concursul organizat în cinste celor 200.000 de abonați de pe canalul Lime Channel a fost Phoenix din Lugoj. El singur și-a ales premiul și a ales căștile. Așa că vă urăm baftă tuturor. Intrați și participați. Un oaspete nepoftit. Ați auzit că urșii polari sunt cei mai mari prădători mamiferi de pe uscat? Cercetătorii afirmă că ei nu sunt răi de natura lor, însă omul oricum rămâne a fi atractiv pentru ei. De aceea, dacă s-ar întâmpla că odată veți întâlni în calea voastră un urs flământ, nu vă repeziți să-l mângâiați după ureche. Însă locuitorii orașului Londra, asupra cărora au decis să glumească creatorii serialului britanic, nu știau de asta. Gluma consta în următoarele. De la început, specialiștii de costume au creat un model trucaș a prădătorului. Pentru asta au avut nevoie de o lună. După, actorii unui teatru de păpuși s-au antrenat cu orele să facă realistic mișcările ursului aflându-se în interiorul animalului cu multe kilograme. Iar când totul a fost gata, gigantul frumos a fost eliberat să facă o plimbare pe străzile capitalei britanice și asta arăta foarte realistic. Doar că majoritatea trecătorilor deloc nu s-au speriat de gigantul înfricoșător. În loc de asta, trecătorii inspirați îl filmau pe telefon și îl mângâiau. Bine că acesta nu era un animal, ci a fugit de la zoo. O fantomă în plină noapte. Dintr-o cauză necunoscută, aspectul unei mirese părăsite este unul dintre cele mai populare în filmele horror. Rochie albă ruptă, ochi tulburi și pielea palidă. Apropo, anul trecut o astfel de eroină a apărut într-un film american, The Curse of La Llorona, care în timpul vieții și-a necat proprii copii, iar acum vânează copiii în lumea reală.
Brrr, deja vă este frică? Nouă la fel. Dacă nu vă place doza de adrenalină obținută în sala de cinematograf, puteți pur și simplu să nu mergeți la acest film. Însă în Brazilia nimeni nu i-a întrebat pe trecător despre dragostea față de filmele horror. Acolo, trucul cu o mireasă părăsită au decis să-l repete autorii unui show televizat, Silvio Santos, cunoscut prin glumele sale în afara studioului. Iată care a fost treaba. Pentru această farsă, ei au pregătit o actriță pe care au machiat-o conform tuturor canoanelor filmelor de groază, după care au ales un parc unde de obicei nu prea sunt oameni și o stație de autobuze. Au așteptat până când s-a înoptat și au început joaca. De la început, mireasa pur și simplu stătea la o margine de drum și plângea pentru ca oamenii să se apropie să o întrebe ce s-a întâmplat. Rezultatul îl vedeți și singuri. După, farsa a devenit și mai complicată. Organizatorii de la început trimiteau copiii, actori care strigau despre pericol și care alergau într-o direcție necunoscută. După care, aceeași mireasă, dar deja pe un gadget care o transporta. Desigur că fantoma care apărea a speriat toți locuitorii orașului. Dar iată și cireașa de pe tort. În a treia parte a farsei, mireasa în general era coborâtă spre oameni pe o frânghie. Ea practic plutea în aer. Da, așa și la un stop cardiac poți ajunge. Cei care nu păstrează ordinea. Cât nu s-ar discuta în jur despre poluarea planetei, importanța sortării plasticului, tehnologia producției fără deșeuri și renunțarea la plastic, orășenii până acum nici nu au învățat să arunce cioburile de țigări în locurile destinate. Autorul acestei glume a decis să verifice ce se va întâmpla dacă vor lăsa lângă urnă un morman de gunoi. Ce alegere vor face trecătorii? Însă experimentul avea și un truc. În spatele mormanului se ascundea o persoană reală. De aceea, imediat după ce persoana arunca ceva în acest munte de deșeuri, el momentan învia și începea să alerge din urma celui ce a păcătuit. Văzând un astfel de tablou, majoritatea trecătorilor se speriau zdravă, iar unii se comportau de parcă nu s-a întâmplat nimic deosebit. În orice caz, acum toți se vor gândi de două ori înainte de a arunca ceva în locuri neautorizate. Monstru preistoric. Chiar dacă niciodată nu ați fost pasionat de vizualizarea show-urilor TV japoneze, oricum, cel mai probabil ați auzit ce nebunie se întâmplă acolo. Sau două fete suflă un gândac dintr-o parte în alta printr-un tub transparent, sau o persoană încearcă să mănânce o farfurie de paste fiind în interiorul unei mașini de spălat ce se rotește în continuu. Iată că și următorul prank a ajuns la noi de la un show TV japonez. Iar mai târziu a mai existat oameni care au încercat să le repete în alte state. Iată în ce constă trucul. Un actor se îmbracă într-un costum de dinozaur foarte realistic și pe neașteptate sare de după colț pentru a speria oamenii ce trec pe stradă. Dacă privești atent, observi imediat picioarele persoanei ce ies de sub costum în leggings negre. Însă, creierul nostru funcționează astfel încât în primele secunde noi nu observăm asta, ci urmăm instinctele. Alergi cât mai rapid de la monstrul teribil. Ca rezultat, s-a primit un astfel de truc hazliu, unde tipii musculoși din clubul de basket Phoenix Suns fug rapid de creatura ureașă care se ține pe picioare de om. Dar trebuie să recunoaștem că unii sportivi nici nu au sclipit de frică. Un spirit invizibil. Înainte de lansarea unui film grandios, în studio se organizează un eveniment special în care actorii oferă interviuri jurnaliștilor. De regulă, asta ocupă multe ore. Jurnaliștii se schimbă unul pe altul până când actorii, regizorii și alți membri ai echipei de filmare povestesc despre diferite istorii ce țin de procesul de creare a filmului. Jurnaliștii experimentați s-au obișnuit cu un asemenea format când în câteva minute trebuie să încerci să afli toate detaliile picante. Însă, în acest caz, cu ei s-a întâmplat ceva neașteptat. Totul a decurs în timpul unui press event înainte de premiera horrorului din acest an, The Invisible Man. Jurnaliștilor li s-a promis o discuție cu persoana care era coordonatorul cascadorilor. Dacă deja l-ați privit, atunci vă imaginați cât de important pentru rezultatul final a fost lucrul acestui om. Mai pe scurt, în timp ce oaspeții din mass media așteptau persoanele cu care aveau să discute în camera de așteptare, organizatorii au decis un pic să glumească și anume să aducă în cameră un spirit invizibil a eroului principal din film, Adrian Griffin. Pe neașteptate, în platou au început să cadă obiecte, să se deschidă valizile, să se miște draperiile. Brrr. Ei bine, rezultatul a depășit orice așteptare. Niciun jurnalist nu a rămas indiferent, iar unii în general au fugit strigând din camera blestemată. Sperăm că după asta ei au avut curaj să mai facă și alte interviuri. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați fost voi jertfele unor farse și care anume. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Apropo, nu uitați să participați la concursul care este organizat pe canalul Lumea Tehnologiei. Linkul va fi în descriere. Pace tuturor! Vă pupă la aia!